În fiecare an, la 26 iunie, este marcată la nivel mondial Ziua Internațională de Luptă împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri. Întrucât problema mondială a drogurilor afectează milioane de oameni, combaterea piețelor ilicite de droguri necesită solidaritate globală, cooperare și construirea consensului între decidenți la nivel internațional, arată reprezentanții DSP Hunedoara, care mai menționează că anul trecut, în 2023, în județ au fost raportate 18 cazuri de intoxicații cu substanțe psihotrope. În România, lupta împotriva consumului de droguri s-a extins până la nivelul asociațiilor de proprietari. O serie de reguli de bună conviețuire au fost introduse la începutul acestei luni și vin cu amenzi colosale care se ridică și la 100.000 de lei, dar și cu pedepse cu închisoare pentru cei care nu le respectă. Astfel, potrivit unei noi legi, începând cu această lună, proprietarii apartamentelor sunt obligați să anunțe poliția dacă descoperă că în locuințele lor se consumă droguri. Neglijarea acestei obligații poate duce la o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare, indiferent dacă proprietatea este închiriată sau locuită de proprietar.